Oh, voi vedeți ce taguri are? Vai, ce ne simțiți. Uite la taguri, te rog. Andra Gogan, Disney, România, stricați o generație. Dislike, like, dislike, da, like. Și apoi ghiște, Shelly, Nini, Hate, America, California, noaptea târziu. Nani? Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Bine ați venit! Când mă vedeți? Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Astăzi suntem aici împreună cu domnul nostru. Nu suntem cu găina, practic am găsit și porc. Încă nu i-am dat nume, cineva mi-a spus să-l nume... Nu mai știu exact. În fine, îmi zice să-l nume data viitoare. Nu! La găină nu renunț, chiar dacă avem mai puține voturi. Căcatul ăsta... Cu cine faci tu căcat? Aniversare! Ăsta este al 5-lea trending review. Adică practic 5 rețete la mână, 5 trending review-uri, 5 motive este sinuși. Nu știu cum am ajuns așa de departe. Trebuie să oprească de la primul. Astăzi o să intrăm în trending, să vedem ce dracu se mai întâmplă pe acolo. Să vedem. Pe locul asta. A cântat Andra cu Enrique Iglesias? Asta e Andra? Ce dracu e asta? Numărul 1 cu Enrique Iglesias. E Andra cu cineva. N-am idee ce e Decembre Bueno, dacă e numele piesei, dacă e un cineva, e nenea asta. Ok, deci de unde Andra? Ara și m-am tuns, am uitat să spun. Poftim, uite la freza mea de păstârnac. Tuns? Unde e Enrique? Enrique Iglesias? Deci că e Justin Timberlake după ce s-a drogat. Te rog cu unul în training. Ah, și am spus că pun coment. Nu spun că e super mega nașpa, dar spun că... Bun, n-am idee ce chestia asta, dar pentru că am promis că, na, nu știu de cât timp e pe 23 august, au trecut o săptămână de când să las un comentariu măcar la primul clip din trending. Eu mă țin de promisiuni, așa că o să scriu ceva din comentariile voastre. Ultimul clip, cum să evadezi din pușcărie. Bă, șmecher jocul ăsta, cred că joc și partea a doua. Nimă că postezi și tu, asta eu lăsăm. Nimă că postezi și tu și inimioară. Trebuie să lăsăm inimioară. Primul trending, trebuie să lăsăm până la urmă. Aveți comentariu aici, duceți-vă să-i dați like-uri ca Enrique să intre pe canalul lui frumos dacă intră vreodată și să zică: ce-i asta? Versi nici mai better Andra, you nail. Oh, you nail! Aștept să cânte Andra cu... cum îl cheamă pe ăla? Maluma Baby! Boom! Locul 2 in trending. What's up, fiți și-a treabă? Aoleu. Din respect față de nisipul de aici, o să apăs un like. Ce treabă ai tu cu treaba mea, treaba mea? Cum sună așa, nașpa? De ce nu se-ți de treaba ta, treaba ta? Te rog de invidia. Am văzut-o. Am zis eu, știam. Știam eu că am dat like pentru un motiv. Surorile mele, ce dracu are pe spate. Ce coamă de leu ai pe spate, soror. Rade-te. Locul 3 în trending, viața în Dubai, prima zi de... Nu iarăși, mă bântuie. Jim! În Japana, singurul lucru la care mă puteam gândi era: hai să-mi bag, cum fac să plec acasă? Îți dau like, îți scriu și un coment cu te iubesc până în oase. Nu pot să mă uit! Pare rău! Locul 4 în training, încearcă să nu dici... Ce? No, dacă e de la Bogdan Family ăla, îți voi spune un singur lucru. Un singur lucru, doar din thumbnail. Vezi un iPhone acolo cu săgețele din alea mult. A pus un iPhone peste chestia aia. Voi presupune, țineți minte, voi presupune că nu e, n-apare vreun iPhone în tot video-ul ăla pe ideea că îl sparge sau că... Hai fie, deci n-am ghicit. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit. No, dacă vezi o persoană care începe cu ceva genul: salut, eu sunt Alex și astăzi o să... Sunt credibil. Am găsit la un nou video, sunt aici cu Alex care mă filmează în spate. Ei, salut, eu te filmez, băiatul. Aș mersi de urările de la mulți ani pe al Sfântul Alexandru. Astăzi vom face un challenge. Oh, nu, a pus Instagram-ul aici, dați-mi follow pe Insta. Oh, nu, din nou să te urmăresc. Îți mai dau o dată, păi nu se poate, păi o să-ți dau un follow. N-am făcut nimic. Bă, dar nu mai pot scot asta. Urăți pe Tesi aici. Tesi! Acum pe locul 1, 2, 3, 4. Vai. Blestemul ne urmărește peste tot. Andra și Răzvan. L-a pus și pe Răzvan ca să fie treaba. Și Răzvan Gogan. Noua piesă Dislike este disponibilă acum. Dacă ți-a plăcut, lasă un dislike. Am surprins cele mai cunoscute locuri din care
personaje, multă urmărie. Vă zic că înainte să intru, ce cred, voi presupune că au luat hate-ul pe care l-au primit pe piesa aia, au luat hate-ul ăla și au zis, mamă ce mulțumesc că ne-ați dat hate pentru că noi am făcut mulți bani pe hate-ul vostru și nici asta. Aoleu, mi-e și frică. Hollywood. Surferi. Și tot ce mai vrei. Așa. Credeți că ne opriți, nu merge. Să mor tu. Aaaa! Pare rău, dar fața lui iconică deja. Gen Z, Gen Ice Age, trebuie să învețe de la tine. Așa. Sunt telefonele. Alo, da? One eternity later. Mi-a sunat telefonul fix când ți-am văzut clip. Asta este ring. Ok, deci. Noi am avut dubeu, v-am deranjat cum. Da. Dedicați piesa asta oricărei persoane care vă spune că nu puteți, că sunteți proști sau că nu veți reuși în viață. Hate-ul este doar o dovadă a succesului, așa că niciodată nu vă dați bătut dacă aveți hate. Puneți-le dă dislike. Nu ne supărăm. Copilul ăla din copilul ăla din clasă, mereu frustrat și ofticat pe toți și toate, care la un moment dat, după momentele în care plânge într-un colț, mă, te spun lui mama, vine și spune, a, poți să spui ce vrei, pe mine nu mai deranjează. Video-ul ăsta e fix asta, pentru că dacă nu te simți frustrat de o chestie, dai totul business, mama, am făcut noi mare business, de-aia am făcut melodia aia, de fapt. Melodia aia era făcută să primească hate, să pară măcar că am făcut-o intenționat, nu? Pare că mesajul nostru a funcționat. Da. Defecte aici, acolo, imediat găsiți. Da, Andra, este foarte ușor să găsești defecte la oameni, pentru că e mai dramatic să le pui în vedere și mai ușor de făcut view-uri pe ele. Că am vocea subțire, chiar mai mult nu știți. Da, asta a fost tot, asta e tot ce au zis despre clipul ăla. Mamă ce voce subțire are Andra. N-au zis deloc că ăla arată ca Siege sau că ăla cântă foarte nașpa și practic au luat tot hate-ul de la el pus pe ea. Clar, aia a fost singura șmecherie. Andra pare rău când sunt foarte subțiri. Nici măcar n-a fost în stare să-și găsească un defect real. Adică nici măcar n-a vrut să conștientizeze că are așa ceva. A luat fix partea că ea are o voce subțire. Nici măcar n-a auzit de ăla care are vocea subțire. Accept it! Clar, din cauza că noi am dat hate la clipul ăla, ei de fapt acum sunt la Hollywood și petrec cu Angelina Jolie, presupun, cu Brad Pitt. Voi presupune că toată piesa se învârte în jurul ideii astea, că mamă ce șmecheri am fost noi și de fapt v-am fraierit fraierilor și voi ați făcut exact, ați picat în plasa noastră. Plus că chestia asta cu dați-ne dislike acum pe piesa asta, e și asta o schemă, pentru că pe vremuri, nu știu dacă acum mai e valabilă, pe vremuri, algoritmii, nu știu dacă acum s-au schimbat, te luau în seamă mai mult dacă primeai engagement și prin engagement primeai și dislike-uri. Dislike-urile nu erau luate ca negativ, erau luate ca engagement. Oh! Voi vedeți ce taguri are? Vai, ce nesimțiți! Uite la taguri, te rog. Andra Gogan, Disney, România, stricați o generație, dislike, like, dislike, da, like. Și apoi ghiște, Shelly, Nini, Hate, America, California, noaptea târziu. Nani? Bă, nu e ca și cum n-am mai pus și noi taguri din astea misleading, dar în cazul ăsta în care literally vrei să dovedești ceva, că noi suntem șmecheri, că, na, v-am prins noi fraierilor în plasă, asta e de bun simț, nici măcar nu mai e ce. Mă, bă, bă, big dislike, nu vă permiteți nimic, ce ultim videoclip, bune, cât ți-a plăcut, lasă un dislike, what, ok, free dislike, te rog dezabonare că fac free. Mai timp îmi bate joc de alții acum asta. Voi căutați relevanță pe YouTube, rău de tot, sunteți penibil, va! Ce-i asta? Ce-i asta? Da, Răzvan. Ce trist! Ce înseamnă chestia asta? Mamă, am băgat doi negri în video așa doar că să apară. Ce înseamnă chestia asta? Mamă, ce am apărut noi în cartea recordurilor. Mamă, cât de mici eram și cât de frumoși suntem și cât de chestii. Asta înseamnă laudă și laudă de aia infectă. Părerea despre clip versuri. Bă, era una să-și bată joc de ei înșiși. Gen, mamă, ce căcat am făcut. Hai să zicem, bă, frate, asta e, hai să, ei, nu e asta. Nu e ce trebuie. N-am idee ce caut aici. Pa! Locul la mine, m-a jucat oficial la mine. Bă, ce dracu-s cu chestiile astea? Ana Maria Prodan, peste! Numai din astea, din viața lor, de draci să ia cu ei pasă de așa ceva. Dani Mocanu, sifonar din norocii? Ce dracu e asta? Nu! Urmărește omul ăsta, e teleportant și prin training acum. Nu mai vreau melodii! Nu mai bun joc. Ai, Codrin, e Codrin în training, vai! God, Zaponas! Da, nu vreau, ok, ăla cu ii, bine, m-am găsit, l-am cu greșeală înregistrată pe cameră în viața aia. Măi, ce e asta? I'm dumb, man. Am văzut tot ce-mi trebuie, like.
Eu am fost decembratul bueno. Asta a fost trending review. 5 de zile la mână, 5 trending review-uri. Sperăm că o să moară cât mai repede. Asta a fost trending review de astăzi. Și ne vedem la viitoare. Chiar la 3. Care obicei. King out. Respect. Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Da, cum o să zic, că mamă, uite, a reacționat la clip, a făcut ce am vrut noi, a dat dislike exact cum am vrut noi. Da, Andra, fix cum ați vrut voi. Poftim! Sună pizza! Nu ne supărăm, cât tu faci la Hollywood, ne relaxăm. Nu ne supărăm, orice-i face pe YouTube, noi tot postăm.